La sfârșitul săptămânii trecute s-au disputat meciurile etapei a noua din Liga a treia de fotbal, ultima a sezonului regular. În seria noua, CS Hunedoara, echipă neînvinsă și care în curând va reprimi titulatura originală și totodată clasică de Corvinul, a jucat pe teren propriu cu principala contracandidată la primul loc, Metalurgistul Cugir, altă formație care nu cunoscuse eșecul în campionat până la meciul de pe stadionul Mihail Klein. După ce albanezii începuseră mai bine jocul, conducând la pauză cu 1-0 prin autogolul lui Vlad, corviniștii au întors rezultatul în mitanul secund și s-au impus cu scorul de 3-1, grație punctelor semnate de Hergeligiu, Simon și, din nou, pe final de joc, Hergeligiu. Deși echipa sa are un avans de 5 puncte față de Cugireni, antrenorul Hunedoarei, Florin Maxim, este nemulțumit de începutul de joc al elevilor săi, dar, în același timp, apreciază victoria obținută. Am văzut, nu ne-au surprins cu absolut nimic. I-am văzut două meciuri live, i-am văzut două meciuri pe video. Știam că e o echipă compactă, am pregătit la antrenamente toată săptămâna să jucăm de vier, pentru că știam că sunt agresiv și stau în meci. Tot timpul au începuturile de meci foarte bune și dacă joacă contra unei echipe modeste, să-i spunem, au și calitate, că am spus că au 3-4 jucători de calitate și te poți surprinde prin execuții, dar cu o echipă organizată cum suntem noi, nu puteau să-și creeze o ocazie. Asta ne liniștește un pic începutul de joc, dar în rest mă bucură rezultatul și cele 3 puncte. Etapa viitoare, sâmbătă 30 octombrie de la ora 15, corviniștii vor juca din nou acasă cu Viitorul Cluj, dar fără spectatori de această dată din cauza restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19. Viitorul Cluj este a treia clasată din serie, formație pe care hunedorenii au învins-o în tur cu scorul de 6-1.